Salutare tuturor! Eu am terminat munca și ea cât m-a schimbat și îl aștept pe Vasia să vină la mine la muncă ca să ne ducem să procurăm bilete, deoarece eu am uitat că pe data de 5 au trecut biletele astea care noi umblăm prin oraș. Au trecut pe data 5 și eu azi ca și când am fără bilet la muncă, dar cu Doamne ajută nu a fost nimeni, nu a fost control, eu stăteam așa liniștită și nu mă ajung la muncă și mă uit pe bilet, stop. 05, azi 06, 8, mi-am adus aminte că a trecut biletul și îl aștept să vină deoarece vreau să facem abonamente lunare, ele ies mult mai ieftine și plus atate zona asta de unde tu poți merge cu acest bilet este mai mare, este toată Germania. Dacă cu biletul de 100 de euro care noi acum îl procurăm, noi putem să mergem doar zona AB în Berlin, cu biletul de 49 de euro poți să te duci și toată Germania și chiar și în afara ei. Dar în general la noi este friguț. O venit chiar înapoi. Ieri în general a nins, dar s-a topit. S-a topit tot. Și mai este puțin atmosferă de sărbătoare. Totuși când filmez cu ștativul, asta e altceva decât când filmez cu mâna. Dacă mulți dintre voi știți, dar în orice caz este un magazin cu prețuri super accesibile, eu aș spune mai mult decât accesibile. Desigur că calitatea nu prea, dar așa că să-ți găsești o coftiță pentru o casă călduroasă, ceva, sau eu, de exemplu, cum îmi caut pentru lucru, anume leggings negre, poți să găsești ceva aici. Și niciodată, că de câte ori am intrat la ei, niciodată n-am găsit ceva ce cât de cât să-mi placă. Acum mă uit că au costume sportive la... Arată destul de bine. Am găsit și leggings. Ca pentru sport poți să găsești. Dacă așa, deci mie îmi plac așa geacă. O, asta chiar îmi place. Așa geacă, cu leggings, cu maiou, pentru alergat e perfect. Încă au și așa ceva de sport, tot îmi place. Topicuri, dacă chiar să luăm aceste, da? Sunt 5,50 euro. Iar spune prețul cu așa ceva îmi place. Hai să nu știu cât poate. A, 10 euro. Așa? Și are și șorți. Șorții îs la... Tot 10 euro. Eu aș spune că pentru un set așa frumos e destul de ok prețul. Uitați-vă ce topuri la 3 euro. Deci tot, absolut. Deci, cum vă spun, dacă așa să cauți numai eu, ceva de schimb pentru casă, ceva de sport, găsești destul de ok. Este deja cu 6 euro. Deci, din față, la 3,50 euro. Uitați-vă chiar și la gentuțele astea, nu sunt rele deloc, chiar și așa, uitați-vă cât costă, 18 euro. Eu vă asigur că la Moldova așa ceva nu cumpărați la 18 euro. Deci prețurile într-adevăr sunt foarte convenabile, este așa pălării. Dar asta o să cumpăr când o să mă duc la Paris. Așa, deci găsești așa,
chestii. Eu de multe ori vin la magazin să iau maieftine când vreau să fac o fotosesie sau vreau să fac un video, știu că faina și eu să mă îmbrac numai la video și atât. Chiar și așa rucsacul ăsta, uitați-vă, destul de fain, eu aș spune. Și el este la prețul, nu știu ca și prețul, 14 euro. Deci e destul de, destul de ok. Cel mai bun caramel macchiato se face tot aici, permanent de aici. Deja la S-Bahn, o aștept pe Vacea, nu știu cât timp, peste cât timp o să ajungă. Și-am comandat două cafele, două cafeluțe. L-am întâlnit pe domn Vasilie, nu știu, da? Noi ne-am făcut bilete și ce să ne ducem toată Germania. Așa, da, bilet am făcut și putem să mergem. Nedată, nedată. Te-ai filmat buchetă, i-am dat și un buchet. Azi am căpătat un buchet și l-am dat la doamna asta. Soț, cam s-a sperat că eu am cu bucheti trăie și... Da? Îți sunt cumperi tu mai frumos? Nu sperat, dar pur și simplu să alei numai cu salarul. Da, la eu aș. Te-ai sunt cumperi. Bun. Da, la S-Bahn să bim o cafeluță și spre casă. Plus a toate, noi am uitat, ne-am făcut europeni, azi noi e Crăciunul. Numai că noi nu să sărbătorim, dragii noștri, că noi lucrăm. Aici deja s-au terminat toate sărbătorile. Poate la Moldova se mai simte, dar aici, din păcate, nu ne-am cumpărat un lăs. Și vă dorim Crăciun fericit. Da? Fericit, fericit. Asta nu-mi ce cafea. Și principalul sănătate, oameni buni. Că e mie scumpă decât toate. Noi iarăși la Alexanderplatz. Păcat că camera nu redă cât e de mare chestia asta. Parcă așa ne-i dragi, așa de interesant, manijerii s-a rarut. Așa de calitate. Dar te-ai venit fără bilet? Eu așa cum, cu ciorna mă, eu... Dacă mă predeam... Nu, eu dimineața am venit la tramvai așa și dar pe urmă zic că ei nu mă chem de la... la S-Bahn sunt eu. Haideți să fac o poză. Dar n-a chips. Ați spus alții sau-l pun jos? Cum așa? Da, și cât timp vine în șase? 2 minute. Ha. Noi deja am pupat. Am făcut un live și n-am să filmăm. Ce am mâncat? Am mâncat cartofi la cuptor, am făcut cu piește roșu la grătar și ardei gras tot la grătar. A fost bunișor. A fost bun? Da. Am mai vorbit cu cei de acasă, deoarece la noi la Moldova este Crăciunul și așa, dragii noștri. Dar eu nu mă sunt obosită, eu chiar aș trăi și o primulare acum seara, da. Nu, e frig. E frig și tu mâine la lucru și pus atate. Stau și mă gândesc ce o să fie mâine dimineață, cum o să ajungem la muncă, deoarece, nu știu, cu propaganda asta lor, cum o să fie, dar la lucru trebuie de ajuns, deoarece dacă tu o să întârzi la muncă, asta nu este problema ta că tu ai întârziat la muncă. Plus, tatăl, noi săptămâna asta încă trebuie să ne mutăm de la gaza asta, după cum știți, v-am spus că noi aici o să trăim doar 3 săptămâni și ne mutăm la altă gază. Iarăși. Și apoi cu ajutorul lui Dumnezeu, peste o lună, două, trei, patru, nu știu, să ne mutăm și la apartamentul nostru. Deja parcă nu mai cred că este posibil să ne mutăm la apartamentul nostru. Dar o să fie tot bine. Eu măcar mă bucur că am găsit să trăim aparte, să trăim noi singurei, deoarece când aud de comun, deja mă lasă gândul, pentru că la comun asta nu-i dragi. Noi deja atâtea încercări am avut și asta e strașnic. Foarte strașnic. Nu știu, poate... Alții au avut noroc de oameni buni, dar noi, din păcate, de oameni buni n-am avut noroc. Așa-i.
Da? Eu cred dacă găsăm la nemți era să-i mai bine. Dacă găsăm la nemți, trăim cu nemți, la sigur nu era să avem probleme. Dar cu moldoveni întotdeauna să ai probleme. Dar o să fie tot bine, trecem noi și peste perioada asta. Eu după cum am înseamnă să trebuie să fii mai bun. Plus la tăi eu nu mi-am complicat. Notebook-ul de-am de două zile, trebuie să văd ce să mai fac și cum să mai fac. La noi asemblu cu steaua, în curând și cu uratul, și apărăm cu semănatul și s-o terminat sărbătorile și pe anul ăsta. Să începe ce mai iubită luna mea, ni februarile, văpșe nu-mi place. Ți-ți place februarile? Mie îmi place iarna, dar nu mie numai decembrie și ianuarie, atât. Cât e ziua soțului. Și pus la tăci. Și ziua soțului este în curând. Ziua lui vas e vineri. Mai îmbătrânești cu un an. Păi eu mă uitam de bani, mă ies, eu te mai am bunor. Păi eu de asta și mă uitam. Nu găsă banii. Nu găsă banii. Care îi avește. Nu cum e mie și ca vie, că vrem așa, trebuie să vedem o să reșim. Vrem în la lucru. Vrem în la lucru. Da. Și așa. Noi ne bucurăm că vorbim cu voi. Eu mă bucur că la mine pe YouTube s-au făcut 105 urmăritori. Asta mi-am pus în plan să am 1000 de urmăritori și sper că să-i fac. Și așa. Ieri ne-am apucat să filmăm vlog. Poate eu spun câteva secvențe din vlogul de ieri. Numai că s-au găsit așa oameni care ne-au stricat atât de tare dispoziția. Pur și simplu strașnic. Nu vreau să-mi aduc aminte. Pur și simplu mi-a transmis o fetiță să fac reclamă la niște produse. Și oamenii cei așa de buni, că cum am zis, numai pe moldoveni să nu dai și numai pe ajutor moldovenilor să nu dai, pur și simplu a luat comanda mea și a aruncat-o la gunoi. Așa zic ei, că a aruncat-o la gunoi. Dar, de fapt, eu sigur că ei pur și simplu au deschis-o și s-o folosă de produsele alea. Dar să fie sănătoși cu produsele date. Dumnezeu cu dânsă. Și așa. Tătă să fie bine. Las că rezolv eu și cu asta cumva. Numai decât rezolv. Pur și simplu îmi stă foarte incomod de fetița aia. Dar eu rezolv numai decât. Ori o să-i întorc banii pentru produs, dacă nu o să-l găsesc și dacă o să-l găsesc, o să-mi mai comand eu odată deja, nu am încotro. Și așa. Trebuie să mă să fac o baie. Mi-am plăcut că m-am pornit la tine.